Niciun fel de problemă, bună dimineața! Pentru astăzi m-am gândit la ceva cu parfum de vară. Ce ar fi mai delicios decât niște aripioare însoțite de o salată fermecată? Aripioare simplu de tot preparate, de exemplu cu sare, piper, un pic de susan, iar atunci când sunt gata le adaug un pic de miere și un pic de muștar. Le las la cuptor circa 40-45 de minute. Flavia, ce faci? Stai, mi-am prins mâna în cercei. Exact ce ți-am spus puțin mai devreme. Eu mi-am prins mâna în furculița lui Pubi, uite-o. Alături de aripioare, sigur că da, o să mă distrez un pic cu o salată puțin mai deosebită, în care am, în afară de salată verde, două tipuri. Lolo rosa și o salată clasică. Mai am niște fructe de vară, de sezon, piersici, caise, niște pere, care fac, cum să spun eu, deliciu acestei salate. Mai am un pic de rucola pentru un gust mai intens, dar și șvaițăr, pentru că șvaițărul alături de fructe se potrivește foarte bine. Niște nuci nu ar strica în salată, preparate într-un mod absolut delicios, și anume ușor de tot trase la tigaie, cu zahăr și sare. Sunt dulci și sărate, adăugate la sfârșit peste salată, ca niște crotoane, se simt crocante și în același timp totul foarte interesant. Cam atât deocamdată, băi.